Mergem acum mai departe cu o informație de ultimă oră. Iată, este o acțiune importantă în desfășurare în capitală. Mai exact vorbim despre 75 de percheziții. Au fost aduse 58 de mandate de aducere și vorbim despre un prejudiciu estimat de 3 milioane de euro. Gabriela Mihai este la telefon cu noi și ne aduce date suplimentare. Bună dimineața, Gabriela, despre ce este vorba? Bună dimineața, așa cum spuneai și tu, vorbim despre 75 de percheziții. Percheziții care au loc la mai multe firme, societăți comerciale, dar și la locuințele unor persoane implicate în acest dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 3 milioane de euro. Este un prejudiciu creat într-o perioadă de 2 ani și, practic, este implicată, conform anumitor surse, o firmă de pază și de securitate. Vorbim, iată, așadar, despre conducerea unei firme de securitate și pază, dar și despre directori economici și contabili implicați în acest dosar, care în cei 2 ani de zile au făcut mai multe achiziții fictive prin intermediul unor firme fantomă, care de altfel erau conduse tot de către ei prin interpuși. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Gabriela Mihai, pentru această intervenție. Cu siguranță vom reveni la acest subiect pe măsură ce vor apărea date suplimentare. Cert este că sunt în desfășurare în acest moment 75 de percheziții la evazioniștii din capitală. Noi mergem mai departe și cu alte știri.